Pedofilia continuă să facă victime. O fetiță de numai 12 ani ar fi putut trăi un adevărat coșmar chiar de 1 iunie dacă organele abilitate nu ar fi intervenit la timp. Întâmplarea cutremurătoare a avut loc pe străzile municipiului Drobeta, Turnu Severin, unde un bătrân în vârstă de 65 de ani ar fi acostat-o pentru a doua oară pe copilă. Cazul șocant s-a petrecut chiar de ziua copilului. Fetița în vârstă de doar 12 ani nu fusese la prima situație similară, copila fiind acostată și cu o săptămână în urmă chiar de același individ, un bărbat în vârstă de 65 de ani. Bătrânul a profitat de inocența copilei sub pretextul că nu este din localitate, cerându-i astfel ajutorul pentru a găsi o cunoscută piață din oraș. În spirit civic, fetița i-a oferit sprijinul bărbatului, urmând ulterior clipe de coșmar care ar fi putut distruge copilul lei întreaga viață. În urmă cu aproximativ o săptămână, fetița mea în vârstă de 12 ani a fost, ca să zic, da, agresată de un domn în vârstă și ieri din nou a fost racolată aproape în aceeași zonă, câteva 100 de metri sau 200 de metri mai. A avut aceeași replică cu că să-l ajute să găsească piața Mircea și ea deja știu despre ce e vorba, adică nu a mai dat voie să fie prinsă, a știut oarecum să evite, a sunat la numărul acela de la jandarmerie și i-a îndrumat pe băieții de la jandarmerie și chiar l-au prins. Este un pericol pentru fetițe de 12 ani, tocmai cu asta a reușit să o păcălească, mi-a spus mama. Era chiar un bunicuț, mi-a fost milă de el, a zis că este rău, la început că nu găsește piața Mircea și dintr-o dată m-a prins de ambele mâini și pur și simplu avea o forță, deci nu m-a putut să facă nimic și efectiv sunt în pericol copiii noștri. La prima abatere, bărbatul a ademenit-o pe copilă într-o zonă mai puțin populată, specificând faptul că nu se simte bine și are nevoie să stea pe o bancă. Acolo bărbatul a atins-o pe fetița de numai 12 ani în zonele intime. O doamnă care s-a nimerit atunci în zonă a fost omul potrivit la locul potrivit, putând să o salveze pe fetița din mâinile agresorului. A doua oară, fetița l-a recunoscut imediat pe agresor, solicitând intervenția organelor abilitate. Jandarmii au fost solicitați să acorde sprijin unei fetițe care a reclamat faptul că a fost acostată pe stradă de către un bărbat care a încercat să o agreseze și în urmă cu o săptămână. În cursul zilei de ieri, în timp ce se afla pe o stradă din Drobeta, Turnu Severin, minora de 12 ani a fost abordată de un bărbat care, pretextând faptul că nu cunoaște orașul, i-a cerut să o însoțească. Fetița l-a evitat și a solicitat sprijinul jandarmeriei pe baza semnalmentelor transmise și a indicațiilor telefonice. În scurt timp, bărbatul a fost identificat și prins de către jandarmi. La fața locului a sosit și mama minorei, care le-a mulțumit jandarmilor pentru operativitate. Din păcate, profilul unui agresor sexual este greu de recunoscut. Asta s-a întâmplat și în cazul copilei de 12 ani. Un pedofil se poate afla oriunde, spun specialiștii, tocmai de aceea tot aceștia fac câteva recomandări pentru a preveni ca tinerii să devină victimele unui abuz sexual. Agresorii sexuali, noi presupunem, avem așa o imagine pe care o presupunem despre ei, dar de cele mai multe ori agresorii sexuali arată ca orice om normal și atunci și o persoană în vârstă care apare respectabilă poate să fie un agresor sexual. E o dereglare psihică. Acești copii care ajung pe mâna pedofililor, să le zicem, ce ar trebui să știe? Cum ar trebui să se ferească de ei? Păi, acum, nu neapărat că tinerii ne-ar trebui să mai ajute oameni bătrâni care sunt au nevoie de ajutor. Da, poate ar trebui să fie un pic mai circumspect, mai ales când discuțiile duc către lucruri intime. Da? Asta este un prim semn al unui agresor sexual că începe să facă ceva. Da? Atunci când discuțiile sunt despre lucruri care sunt atât de intime încât nu le-ai discutat cu un om pe care îl vezi prima dată în viață. Da? Și poate că, nu știu, lucrul ăsta tinerii ar putea să-l facă, tinerii care sunt potențial victime ale agresorilor sexuale, este să încerce să nu intre în vorbă cu persoane străine și dacă fac lucrul ăsta pentru că vor să-i ajute, atunci să fie un pic circumspect în legătură cu unde duce discuția asta.
De cele mai multe ori, agresorii sexuali sunt liberi ca și în cazul de față. Bărbatul în vârstă de 65 de ani, nefiind arestat, întrucât fapta sa nu a fost finalizată, iar la prima abatere nu a fost depusă nicio plângere. Zilnic, 10 de copii pot deveni victimele unui abuz sexual, marcându-le întreaga lor existență. Pentru a preveni astfel de situații, atât organele abilitate, cât și psihologii îndeamnă copiii să vorbească atunci când devin victimele unui abuz sexual, pentru că cele mai multe dintre ele, din teama de rușine, nu vorbesc despre trauma prin care au trecut.